Mergem spre Buckingham Palace. Și am găsit poarta asta foarte interesantă. A trecut și o caleașcă de-aia regală, dar nu am prins-o. A trecut prea repede. Sper să mai prindem. Da. Așa este, da. Așa este, da. Da, uite acolo cu patru cai. Patru cai frumoși. Patru. Erau șase, mai rămas patru. Aici sunt patru. Oh, avem onoarea de a traversa pe sub. Pe sub această arcă. Pe sub această arcă. În față este intrarea în Buckingham. În parc, unde se află. Mai avem până acolo. Am ajuns la Buckingham Palace. Este foarte aglomerat aici. Suntem în Trafalgar Square. De mult am vrut să ajung aici. Am văzut câteva filme și mi-am dorit. Nu se vede prea bine aici spre soare. După cum spuneam, am văzut un film din această piață și în filmul respectiv acei lei prindeau viață. Și mi s-a părut foarte tare și mi se pare mumia cu Tom Cruise. E filmată tot aici, e filmată tot aici în piața asta. Da, și acolo este un muzeu, nu mai știu. Muzeu de științe sau Muzeul Național, National Gallery. Aș fi vrut să vizităm și muzeul acesta, dar nu avem timp. Gata, am făcut și pauză cu lei. Bineînțeles că nu m-am urcat sus, se pozează cam majoritatea după aici. Hai să mergem. Mergem spre London Eye. Lumea este, da, foarte, să folosesc un cuvânt așa mai drăguț, nu prea este amabilă deloc, adică, wow. Da, în fine. Majoritatea sunt turiști. De aici nu e nimeni. Dar ce mare scrie unul ăla. Da, ca să te atragă. Mergem spre Big Ben, îl vedem. Mai avem vreo 200 de metri până acolo.
vrem să vedem mai de aproape autobuzul ăsta supraetajat. Da, foarte interesant, așa știi cum arată. O să mergem și noi mâine, așa, o stație, două, să vedem cum e în interior. Nu? Ești curioasă? Da, este interesant de mers. Întotdeauna mi-am dorit să merg și să stau acolo, sus, la etaj. Da, primul acolo, da. Cred că toți cred că e bătaie pe locul acolo, deci, deasupra șoferului. Pentru plimbare urmărim și noi unul care este gol. Ah, ia uite acolo câte mașini. Da, sunt foarte, foarte multe, unul după altul. Da, nu prea se vede, o să filmăm acolo. O fi vreun capăt sau ceva, sau probabil. Pur și simplu s-au adunat? Da, aici cred că este un capăt ceva. Da, păi prea sunt așa multe. Da, ba nu, este pur și simplu o stație foarte importantă și ei stau să plătești, știi? Da. Nu te poți urca în autobuz până nu plătește ultimul păi da, că nu mai pasager, dar mi se pare o tâmpenie. Pentru că întârzie foarte mult. Să zic, gura, nebunit ăștia. Aici e aglomerație. Da, e... Dar nu se uită, pur și simplu intră în tine așa, și că... Eu înțeleg că e aglomerat, dar... Ia uite, Uber Boat. Oh, e foarte aglomerat. Hai să traversăm, să scăpăm de nebunia asta. Am ajuns la turnul Londrei, la... Am ajuns și la Big Ben, e nebunie aici. N-am putut deloc să fac o poză. Abia am reușit să facem o poză. Hai să mergem spre London Eye. Da, după cum vedeți, e nebunie. Toată lumea vrea să facă poze la aici. Din Londra e aici. Și eu voi face o poză acum. Am scăpat de nebunia aia de Big Ben. Toată lumea poză cu Big Ben. Bineînțeles și noi la fel, dar și noi abia am reușit să facem câteva poze. Da. Aici nu știu de ce am început să filmez, iar că nu prea avem ce să filmăm. Roata, da, o mergem acum la roata. Dar se vede. Da, am prins Big Ben-ul la sfințit. Este superb, superb. Da. Mergem acum pe faleza Tamisei. Cam aceeași aglomerație și aici. Da, foarte aglomerată. Cred că este cea mai aglomerată zonă de astăzi. Da. Este zona foarte turistică și da, e probabil. Da, ne oprim din 5 metri pentru a face poze.
finalul zilei este super. Finalul zilei, aici probabil chiar îți doresc să faci o poză. Să se prindă Big Ben-ul din toate pozițiile. Exact. Uite o sticlă. Uite o sticlă, dacă eram române, ziceam da. 150 de bani. Aici nu se ține cont de sticle. Asta este o expoziție de ursuleți de pluș. Hai să vedem dacă putem să o vizităm. Să vedem ce e aici. Stai că e cineva mai grăbit ca noi. Da, și noi probabil suntem invizibili. Da, nu, să uită de nicio culoare. Ea a văzut poarta aia direct în... O, uite, acolo e un restaurant. Uite, uite-l pe Paddington. Să vedem câte mii de euro. Ce simpatic. Uite că sunt aici. Wow. Da, super tare. Uite și pe 10 jos lire. Nu este foarte scump. Nu este. Și pe jos sunt lăbuțe. Da. Oh, 20 de lire. Stai puțin că... Aia erau doar urechile de... Aha, da, da, bun. Deci nu mai e chiar așa de... 10 lire nu era. Ah, și nu trebuie distracție pentru copii? Da, probabil că e ceva pentru copii. Uite, ăla mic, ăla mic costă 10 lire. Ăsta mic, dar da. Parcă nu seamănă cu el. Da, parcă nu seamănă. Are altă figură. Nu e cea caracteristică. Da, ăsta seamănă cel mai mult. Există și un film. Un... Da? Da. Da, știm. A, uite și aici, încă. Tot felul de produse cu Paddington, mai... da. Pe expoziția lui. Ia uite și pe sus merge un trenuleț, nu știam ce se uite așa. Da, e un trenuleț, da. Uite, o să treacă papa. Da. Da, ce drăguț este. Wow, chiar stai. Că zici că intri într-o lume de poveste aici, este deosebit. Da. Ciocolată. Uite ușa aia. Parcă am mai văzut-o, era mult mai scumpă. Era la magazinul ăla, nu știu, aici 8 lire, da. Un pic pentru că e goală acolo, poate că era... A, cu nu e? Există, jelly sweet cu... A, e cu bomboane, geleuri, da. E doar cutia. Da, foarte drăguță. Dar foarte scumpă. Da, aici... Ia uite, acade aici. Da, tot roata lui Olguța e mai mare. E cea mai mare din Europa. Cea mai mare din lume. Da, London ai. Cât e biletul aici? Oare cât? Vreo 20 și ceva de lire. 27 parcă sau 29 de lire. Vreo 200 de lei, cred. Da, da, uite, stai acolo, probabil ai căzut. Da, se mișcă destul de încet și mi se pare că... Nu mai știu, că oricum durează ceva. Păi da, pe o jumătate de oră, parcă. Da. Bineînțeles, mergem și noi cu toată lumea. Aici nu cred că există perioadă, poate noapte, să fie gol. În rest e tot timpul plin. Oh, ce mișto se vede. Da, cred că cele mai multe poze le-am făcut aici și filmări. Da, este foarte frumoasă zona asta, nu știu, așa, construcția aia, probabil că și cu podul ăla. Păi da, e, nu, că nu e, e neapărat unic. Ceasul, da. Totul pe ransamblu da. E... Ia uite, Shrek, expoziție Shrek cu Shrek. Și mai încolo era Sea Fish. Da. London Eye. Trump.
este foarte mare. Uite aici. Vai, da. Este imens. Da. Dar nici nu-mi dau seama, el merge acum sau stă? Cred că merge. Pentru că ți-am... Nu merge, nu? Păi dacă te depărtezi, nu poți să... Ba da, cred că... Nu că de-aia m-am oprit să văd merge. Că mă derutează, știi? Că nu-mi dau seama de cât de încet. Nu merge acum. Nu, staționează, văd da, că nu se mișcă. Dar știu că se mișcă foarte încet. Păi da, de-aia m-am zis că dacă se mișcă atât de încet, dar acum nu fi chiar nimeni. Da, se înserează. Ia camera mea. Începe să nu mai vadă mare lucru. Da, este foarte mare. Wow. Deci ceva de genul. Wow. Ai, uite și ce copăcei aici. Da. Împodobiți de noapte. Poate mâine vom mai ajunge pe aici. Prin zona asta. Mâine avem alte zone de vizitat. Uite, acum se vede prea. Gen, o să mergem la podul Londrei, Tower Bridge, zona veche a Londrei. Gata, în seara asta, mergem la hotel în sfârșit. Cât este ceasul acum? Acum este ceasul 6:52. Da, 7, da. Suntem undeva în Londra. Nu știu cum se numește. Podul ăsta are și o linie de cale ferată. De metrou? A, e metrou ăsta. Asta e metrou? Da, e metrou. Da. Probabil că era greu să sape pe sub râul ăsta și au preferat să facă pod, știi? Deci ăsta e metrou care o să-l luăm. Capătul, uite-l acolo. Dar clădirea aia din față, cred că e o stație? Cred că e o stație, da. De aici cum să merge? Noi mergem acum ca în Europa. Și lumea, vezi că majoritatea sunt turiști, pentru că merg pe partea stângă și noi mergem pe partea dreaptă, cum să mergem în Europa. Dacă erau britanici, mergeau pe partea asta, invers, știi? Așa îți dai seama, știi? Uite, omul ăsta e britanic, pentru că merge pe partea asta. Wow, ce frumos se vede. A, aici o să-ți fac o poză. Cu clădiri, da. Pentru că, ce să vezi, s-a dus bateria, gata. Asta da, este. Asta a fost. Am rușit.